Bun găsit, dragi prieteni! Un nou studiu al americanilor scoate la iveală faptul că în intervalul 1990, anilor 1990 și 2018, sezonul polenului s-a prelungit cu până la 30 de zile. Dar asta și pentru că avem parte de schimbări climatice. Și asta ne afectează în mod clar și în mod direct, mai ales pe cei care au probleme cu alergiile, probleme din ce în ce mai multe cu alergiile. Alergia este ceva care nu poate fi vindecat sau cel puțin se tratează așa a la lung, dar nu ai sursă de izbândă. Există niște medicamente care te ajută să treci cu bine peste sezoanele acestea de polen exagerat și până la urmă reușești să trăiești într-un anumit fel viața. Confortul însă nu este același, să-ți curgă mereu nasul, ochii să te usture și să fie roșii și tot felul de alte simptome. Sunt probleme cu care ne adresăm medicilor alergologi, care din propria experiență vă spun nu sunt foarte mulți la nivelul țării noastre, sunt puțini medici alergologi în București, chiar și în capitală, cu atât mai mult cei care se ocupă de problemele copiilor. Copiii suferă din ce în ce mai mult din cauza alergiilor și au tot felul de reacții. Există acele teste care se fac la nivel cutanat, care ne arată nivelul, până la urmă, de alergie și la ce tipuri de polen, să spunem, sau la ce fel de lucruri sunt copiii sau noi părinții alergici. Dar din ce în ce mai multe cazuri și din păcate o boală care nu pare a fi una gravă, dar care este nu se vindecă. A evoluat foarte mult tehnologia, dar noi nu am reușit să rezolvăm această boală și planta aceea, ambrozie, pentru care a fost construită și o lege, a fost dată o lege legată de terenurile în care crește această buruiană, ambrozia, că trebuie curățate în mod constant pentru că poate să pună viața în pericol. Această alergie severă la ambrozie și la o astfel de polen, mai ales că ambrozia asta este o buruiană foarte rezistentă, adică dacă treceți prin cartierele mai puțin locuite sau mai puțin îngrijite, observați că încă de prin mai-iunie începe și chiar și iarna această plantă este verde. Sigur, nu este activ polenul în timpul iernii, dar oricum pe o perioadă foarte, foarte lungă de timp ne creează probleme. Și de aceea trebuie să fim foarte atenți în ceea ce privește alergiile, mai ales că anumite medicamente sunt eficiente pentru o perioadă de timp, după care ele trebuie rotite. În cazul copiilor mei, în cazul meu, o vreme și-au făcut treaba anumite pastile, după care a trebuit să le schimb pentru că organismul dezvoltare se o imunitate. Cât de tare ne afectează aceste pastile ficatul, cât de nocive sunt ele pentru organism, până la urmă, care sunt efectele secundare, este o întrebare la care nu am răspuns, nu știu, dar ar fi important de aflat și o să mă ocup de acest lucru discutând cu un medic. Sau poate că voi aveți prin preajmă un astfel de specialist care vă poate lumina, dar e important de știut. Numai că între a alege de a sta într-o stare din aceasta tot timpul cu secreții nazale și cu ochii roșii și cu tot felul de alte, în unele cazuri mai severe și dificultăți de respirație, a alege între astfel de stări și un potențial pericol al ficatului sau alte efecte negative, clar care, pe care nu le cunoaștem, e clar că nu prea avem cum să facem o alegere corectă și de obicei alegem să ne tratăm alergiile. Cert este că lucrurile sunt din ce în ce mai serioase și poate aceste cazuri ca în creștere, acest număr în creștere intensivă al celor care se îmbolnăvesc de alergie este generat și de prelungirea sezonului în care acest polen este activ, conform studiului menționat anterior.
practic este una dintre explicațiile pentru care sistemul nostru imunitar slăbit ne aduce în situația de a fi alergici și a crea tot felul de probleme și reacții. Așadar, cu mare atenție, întrebați-vă medicul specialist, sunt o mulțime de efecte pe care le dau aceste și reacții pe care le dau aceste alergii. Uneori le putem confunda cu răcelile, ele însă sunt de altă natură. Afecțiunile sunt de altă natură de multe ori. Să ne revedem cu bine mâine, dragi prieteni!